Locuitorii din mai multe zone ale țării trăiesc în continuare sub teroarea urșilor, care își părăsesc habitatul natural și coboară în orașe. Jandarmii din Slănic Moldova au intervenit de 3 ori pentru a-i scăpa pe cetățeni de amenințarea unui urs care s-a plimbat prin oraș. Și în județul Alba, la Ciugudul de Sus, autoritățile au transmis un mesaj roalert în care au anunțat prezența unui urs în localitate. La Slănic Moldova, în județul Bacău, oamenii au fost alertați de prezența unui urs în oraș. Jandarmii au fost chemați de 3 ori pentru a-l alunga, însă acesta s-a întors de fiecare dată. Imagine de pe o cameră de bord a unei mașini îl arată pe acesta traversând un bulevard din oraș. Autoritățile locale urmează acum să ia măsurile care se impun în privința animalului. Și locuitorii din Ciugudul de Sus, județul Alba, au fost neliniștiți o noapte întreagă după ce autoritățile au semnalat prin mesaj roalert prezența unui urs printre gospodăriile oamenilor. În urmă cu aproape o lună, nu la mare depărtare, în Ciugud a fost alertă maximă. Un grup de 4 urși a fost surprins alergând pe un câmp la marginea localității. În Brașov, o familie s-a trezit în weekend cu musafiri nepoftiți chiar în curtea lor. O ursoaică și puiul ei au intrat în gospodăria acestora și s-au plimbat nestingheriți în căutare de hrană. De teamă, aceștia nu au scos niciun sunet și au vorbit doar în șoaptă, așteptând ca animalele să plece. Într-un final, s-au retras în pădure, fără a pune în pericol viața vreunei persoane. Imagini spectaculoase cu un urs au fost surprinse și în Parcul Național Retezat în urmă cu câteva zile. De această dată, animalul nu mai reprezintă o amenințare, ci doar un deliciu pentru privitori. Acesta descoperă o cameră de supraveghere a faunei și o analizează atent. După ce constată că dispozitivul nu poate să-i țină de foame, ursul pleacă mai departe printre arbori.